Vreți să deschideți Scripturile împreună cu mine? Vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 13. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur că Dumnezeu m-a sprijinit și m-a binecuvântat și pot să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Îi spuneam și fratelui păstor că am așa puțin emoții. Noi la adunare cred că nu suntem nici 10% din cât sunteți dumneavoastră aici. Mare parte din slujirea mea e pe la țară, dar nădăjdez Dumnezeu în îndurarea și în bunătatea sa să se îndure de mine și să mă sprijinească. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților de la Rădăuți, din frumoasa Bucovină, din cea mai mică biserică din oraș, 83 de membri și 168 de copii până în clasa 8-a. Salutul bisericii noastre se află scris în versetul 13 din Roman 15 și vreau să vi-l citesc, frații au știut de plecarea mea, s-au rugat pentru mine și la noi cred că ca și la fratele Nicu în adunare când pleacă câte unul să vede lipsa, să cunoaște. Și atunci când pleacă câte unul simțim și nu uităm să ne rugăm Domnului pentru el. Și știu că biserica de acasă mă sprijinește să roagă pentru mine. M-au însărcinat să vă transmit salutul bisericii noastre. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Le spuneam fraților că azi dimineață la timpul de părtășie pe care l-am avut cu Domnul, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să salut din partea mea biserica cu câteva versuri dintr-o cântare. Nu știu de ce trebuie să cânt cântarea aceasta, dar știu că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu multă vreme prin aceste versuri m-a mângăiat. Eu nu sunt un așa bun cântăreț, laud pe Domnul, mi-e dragă cântarea de laudă. A stat la mine un an de zile un cumnat de-a meu în vremea când eram la Cluj. Și-au spus că toate lucrurile îi plac la noi acasă, dar un singur lucru deranjează, că noi cântăm ca și grieri în continuu. Pentru că știm cântarea de laudă, frați și surori, în cele mai grele momente ale vieții de familie prin care am trecut, prin ea Dumnezeu ne-a izbăvit, slăvit să fie Domnul. Când am fost pus la încercare, când am fost în mare nevoi, Doamne, Tu ai fost cu mine. N-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu ai fost cu mine. N-am fost singur, am fost doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit. Când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu m-ai părăsit. Când cei răi au dat în mine cu ocări și cu noroi, Doamne, Tu mi-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu mi-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu m-ai părăsit. Când am fost pus față în față cu Satana în război, Doamne, Tu mi-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu mi-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Nu m-ai părăsit,
nu m-ai părăsit, când te-am supărat, când te-am întristat. Tu nu m-ai părăsit, când mi-a zis odată Domnul, iată eu voi fi cu voi. De atunci nu sunt singur, ci în toate suntem doi. De atunci nu sunt singur, ci în toate suntem doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când te-am supărat, când te-am întristat. Tu nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când te-am supărat, când te-am întristat. Tu nu m-ai părăsit. Amin. Am știut dinainte să vin aici că strângerile în mod deosebit vor fi pentru tineri și mesajele Scripturii vor fi adresate tinerilor. Las în urma mea o vreme în care m-am frământat cu un lucru și vreau să vă spun cu ce, ca să știți de ce m-am oprit asupra acestui verset și în ce direcție cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta câteva cuvinte pentru noi. Am constatat că în ultima vreme, în perioada aceasta, pot să spun eu, grea din punct de vedere spiritual pe care o parcurgem, nu mai este o legătură strânsă între familie și biserică în ce privește educația copiilor, în ce privește educația tinerilor, în ce privește viața de credință pe care trebuie să o prezentăm copiilor noștri, tinerilor din biserică. Și datorită faptului că legătura dintre familie și biserică în ce privește educația aceasta spirituală s-a rupt, de cele mai multe ori lucrurile nu dau rezultatul așteptat. De aceea, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc pentru tineri, dar în seara aceasta să plecăm de la nivelul familiei, frați și surori, pentru că prima celulă instaurată de Dumnezeu, prima biserică în care copiii se dezvoltă și fiind dezvoltați sănătoși, vor deveni niște tineri sănătoși, sunt familiile noastre. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile de aici din adunare. Versetul pe care l-am citit ne spune cuvântul meu, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Și aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu în câteva cuvinte din Sfintele Scripturi să vedem ce ne scrie Domnul nouă părinților, care sunt responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm. Responsabilități pe care dacă ni le vom asuma, Dumnezeu în îndurarea sa va complecta ceea ce lipsește părții pe care am făcut-o noi ca și părinți prin biserică, prin lucrători, prin frață care i-au rânduit între dumneavoastră să slujească și de împreună pe aceste două direcții lucrând Dumnezeu se angajează să ne dea biruința slăvit să fie numele Lui. Că nu este o mai mare bucurie, frați și surori, decât copiii pe care Dumnezeu ni dăruiește să fie împreună cu noi în casa Domnului, slăvit să fie numele Lui. Pentru că e adevărat, în dreptul familiilor să scriu câteva lucruri care nu se șterg niciodată. Nu se mai pot șterge. Și primul lucru care se scrie în dreptul unei familii este dacă o primit copiii din partea lui Dumnezeu sau nu i-o primit. Ei, dar sunt unii care consideră că primind copiii din partea lui Dumnezeu și-o făcut partea și-i suficient. Într-o împrejurare, într-o discuție pe care am avut-o așa, într-un cadru mai restrâns, un frate o da mâna cu mine la sfârșit când să ne despărțim și o zis către mine, dai mâna cu un sfânt că am 18 copii. Apreciez familiile cu copii mulți. Am văzut mâna lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu în astfel de familii. În adunare la noi sunt 3 familii cu 18 copii, 4 familii cu 15 copii, peste 10 sunt marea lor majoritate. Și cu toate acestea, o biserică de
83 de membri, în 3 luni de zile am ridicat o casă și am mutat-o în copil orfan în ea, fără să ne ajute nimeni din altă parte, pentru că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Său, ne binecuvintează, slăvit să fie numele Lui. Încurajăm familiile să dea naștere la copii și să lasă voia lui Dumnezeu în cadrul familiilor. Dar am stat și am zis, și ce frate, îmi pare rău să spun un lucru. În primul rând nu le-ai dat o naștere la copiii ăștia. Și în al doilea rând, din vocabularul pe care tu l-ai folosit în discuția pe care am avut-o noi, să știi că nu ești prea neprihănit. Primim copiii din partea lui Dumnezeu, dar al doilea lucru care să scrie în dreptul familiilor noastre, frați și surori. Și să știți că nu se mai șterge nici asta niciodată. Ne-am educat copiii sau nu ne-am educat copiii? Că îi primim din mâna lui Dumnezeu, dar îi primim și ne sunt încredințați pentru creștere și educare. Și să știți că responsabilitatea aceasta și partea aceasta de lucrare nu poate să o suplinească biserica. Și fiecare cap de familie, soț și fiecare mamă trebuie să-și asume această responsabilitate și Dumnezeu din ceruri să ne vină în ajutor. Ei, dar este o mare problemă. Cuvântul lui Dumnezeu nouă ne spune că și copiii noștri trebuie crescuți în mustrarea și învățătura Domnului. În mustrarea și învățătura Domnului. Cred că și dumneavoastră mai bine decât mine ați constatat și ați văzut de-a lungul vieții două categorii de familii. Unii care își cresc copiii în mustrarea și învățătura Domnului și toate lucrurile bine puse la punct. Dar dacă nu toți copiii, mare parte dintre ei, sfârșesc cum n-ar trebui să sfârșească. Și având astfel de exemple, sunt familii care vin și spun, mă, eu îi las pe copiii mei un pic mai așa, măcar sunt în adunare, măcar nu fac așa mari prostii, măcar așa cum îți zic, dar măcar vin la biserică și cât de cât sunt casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că dacă unii au eșuat în lucrarea pe care trebuiau să o facă, nu trebuie să descurajăm. Știți cum? Noi trebuie să aplicăm învățătura Scripturii și copiii noștri să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Dar știți ce face diferența? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos învăța ca unul care avea putere. Să știți că copiii tinerii din familiile noastre nu se tem de regulile noastre, duhurile nu se tem de regulile noastre, cu toate că ele trebuie puse în cadrul familiei. Dar în schimb se tem de puterea și de prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și aș vrea să vedem ce ne scrie Domnul nouă părinților, ca Dumnezeu să se angajeze să ne dea puterea, noi să ne asumăm responsabilitatea și să ne facem partea în ce privește creșterea și educarea copiilor noștri. Și Domnul să ne dea biruință. Încă de copil mi-au fost dragi familie din Sfânta Scriptură. N-aveam încă 14 ani când un frate s-a apropiat de mine și mi-a spus, Cătălin, ar fi timpul să încep să te rogi să-ți dea Dumnezeu o soție credincioasă. Eu încă n-aveam buletin și m-am uitat la el și am zis, măi, eu să mă rog să mă căsătoresc, asta e prea de tot. Dar pentru că era un frate în vârstă, îl respectam, i-am spus, lasă că el o zice pe-a lui, dar eu nu-i spun nimic, dar cum să mă rog eu să mă căsătoresc? Eu n-am nici buletin. După 3 zile m-am dus la rugăciune, că mi-a fost tare dragă rugăciunea. Cu toate că provin dintr-o familie de necredincioși, părinții mei încă nu s-au întors la Domnul, dar bunica a fost o femeie credincioasă care o semănat în inima mea de copil cuvântul lui Dumnezeu. Și atâta de dragă mi era rugăciunea că unde erau ei prezenți și eu mergeam. Dacă n-aveam loc în mașină, mergeam în portbagaj, dar eram prezent. Și ne-am dus la rugăciune, o frață s-o hotărât, ei mai în vârstă, s-o viziteze pe sora Rozalie de la Borhanci. Frață care se vinde prin zona Clujului, cred că au auzit, o cunosc. Era foarte bolnavă, era pe pat. M-am dus și eu. Ne-am pus pe genunchi să facem o rugăciune, sora era așa inconștientă în marea parte a timpului, dar când prezența lui Dumnezeu venea peste ea, se ridica în fund în pat și avea câte o descoperire din partea lui Dumnezeu cu o precizie milimetrică. Ne-am pus pe genunchi să ne rugăm, eu v-am spus, în urmă cu 3 zile am primit sfaturile care le-am primit. În timpul rugăciunii, dintr-o dată am auzit că sora a strigat Aleluia și mi s-a adresat Domnul mie prin lucrarea, ascultă tânărule a cărui nume este Cătălin, că Domnul ne cunoaște, slăvit să fie numele Lui. Sfaturile care ți s-au dat cu privire la căsătorie în urmă cu 3 zile, pune-le în inima ta și fă ce ți s-a spus. Că ființa de parte femească cu care am în vedere să te binecuvintez va intra într-o școală în care îi vor fi pus înainte o mulțime de lecții pe care dacă și le va însuși și le va învăța, va fi bine pregătită și echipată pentru căsătoria cu care am în vedere să te binecuvintez.
Și pentru că a fost cuvântul Domnului, eu m-am crezut pe Domnul pe cuvânt. Și de atunci am început și am postit o zi pe săptămână ca Domnul să mă binecuvinteze. Și lucrurile în privința asta au continuat și Dumnezeu până la capăt s-a implicat slăvit să fie numele Lui. Ei, dar pentru ca să știu ce să cer din partea lui Dumnezeu pentru familia mea, am căutat toate familiile din Sfânta Scriptură și am citit despre ele. Și aș vrea să ne oprim cu precăderea la două familii în seara aceasta din Sfânta Scriptură și să vedem ce ne scrie Domnul nouă părinților, ca să ne putem asuma responsabilitatea în ce privește educația copiilor noștri și responsabilitatea aceasta să o putem duce la capăt, Domnul fiind împreună lucrător cu noi, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 4, ne vorbește despre o femeie care a rămas văduvă. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor i-a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi, robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac eu pentru tine? Spune-mi ce acasă. I-a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el i-a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la ea, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea i-a zis fiului: să-o mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus, i-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el i-a zis: du-te, devinde un de lemn și plătește-ți datoria. Iar cu ce vei rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Frați și surori, primul lucru pe care ni-l scrie Domnul nouă părinților este acesta. Înainte de a striga la copiii noștri, să le atragem atenția asupra unor lucruri, e necesar să strigăm pentru ei. Și cred că ați înțeles, înainte să strigăm la copiii noștri, e necesar să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru ei și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Constatăm un lucru care nu-i după voia Domnului în viața vreunui copil, înainte de a-l disciplina, înainte de a atrage atenția, soțul cu soția are datoria să-și plece genunchi și să câștige biruința asupra celor stări înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și Domnul să ne binecuvintează la aceasta. Știu că trăim o vreme, mai ales aici la dumneavoastră, m-am uimit. Cred că mare parte din zi o petreceți în trafic. Și poate prea puțin timp puteți petrece în familie și soțul cu soția. Dar dacă doriți o biruință binecuvântată și în ziua aceea când ne va chema Domnul acasă, să putem să spunem: Doamne, eu și copiii ce mi-ai dăruit Tu suntem aici. E necesar soțul împreună cu soția să se unească înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și lucrurile în dreptul cărora trebuie să se oprească, să sfătuiască, să atragă atenția copiilor, să le câștige ca biruință pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne dea biruință în lucrarea aceasta. Apoi, frați și surori, ca să fim de împreună lucrători cu Domnul, ne scrie Domnul nouă părinților că trebuie să ne temem de Domnul. Și teama asta de Domnul nu cum ni se pare. Noi eram în vremea când eram student la Cluj, o trebuie să plec de la un sediu a facultății la un alt sediu a facultății și timpul era foarte scurt și m-am urcat într-un taxi, i-am spus unde să mă ducă. După ce a pornit, șoferul lui a sunat telefonul. A răspuns la telefon, a început să vorbească niște grozăvii și niște mizerii din gura lui, ieșeau, eu m-am speriat. Eu din spate am strigat la el și am spus: omule, dar nu te temi de Dumnezeu. Eu spocăi, te rog frumos, încheie sau oprește să mă dau jos, nici că eu păsa de mine. Am ajuns cu mașina la semaforul în dreptul catedralei ortodoxe din centru. Când am ajuns acolo și-o luat telefonul de la ureche, l-o pus pe scaunul din dreapta, o stat liniștit, s-o făcut verde, am plecat, în partea stângă era catedrala, și-o făcut de câteva ori cruce până am trecut de colțul străzii. Când am trecut de colțul străzii, o luat din nou telefonul și-o vorbi mai mizerabil ca prima dată. Când l-am văzut, vă spun sincer că mi-a fost așa de milă de el. Omul ăsta s-o temut de Dumnezeu, dar teama aia lui de Domnul nu i-o folosit și nu-i folosește la nimic. O altă familie din Sfânta Scriptură ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 1, de la versetul 3, despre părinții lui Ioan Botezătorul. În versetul 4, acolo ne spune cuvântul Domnului așa: amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ne scrie Domnul nouă părinților că trebuie să ne temem de Domnul, dar teama noastră de Domnul adevărată trebuie să se vadă în primul rând că trăim neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta.
în cele mai adânci intimități ale noastre, în cele mai închise ungheri ale vieții noastre, trebuie să trăim pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Copiii noștri au nevoie de modele. Am prin îndurarea lui Dumnezeu doi copii. Un băiețel de un an și jumătate și o fetiță de 3 luni. Are un an și jumătate, dar tot ce fac eu mă copiază. De obicei seara mai stau în casă, la mine, în pat, acolo și citesc. Și acum când am fost plecat, mi-a spus soția, știi unde era astăzi? L-am căutat când e liniștea prea mare cât e ceva lucră și cei care aveți copii știți. Și pentru că era liniștea prea mare, soția l-a căutat, Filip, nicăieri. Intră în dormitor și îl vede pe Filip exact cum stau eu seara și citesc o carte în mână, dădea paginile. Și a spus, ce faci, Filip? Și el nu s-a uitat, a spus, tata. Frați și surori, să nu credem că ne trăim viața oricum și avem pretenția copiii noștri să fie niște oameni neprihăniți. Ne cheamă Dumnezeu și ne scrie nouă părinților în seara aceasta că trebuie să ne temem de Domnul, dar teama noastră de Domnul să se reflecte în faptul că trăim neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să se reflecte în al doilea rând teama noastră de Domnul în faptul că păzim cuvântul lui Dumnezeu. Păzeau fără pată toate poruncile Domnului, cuvântul Domnului, dar așa cum e scris. Trăim o vreme tare confuză. Eu, așa mă doare când trec pe la Amvon oameni care spun că în limba greacă e scris așa. În limba greacă e scris așa. Eu vă spun sincer că greacă nu știu, sunt om de la țară, dar am trăit de copil lângă oameni care cum e scris în românește, nu știau de originalul din limba greacă. Dar cum citeau, trăiau și trăirea lor era de Dumnezeu însoțită, slăvit să fie numele Domnului. Însoțea Domnul mărturia lor prin semne, minuni și darurile Duhului sunt împărțite după voia sa. De când te traducem, ba din greacă, ba din engleză, ba din cine știe ce limbi, mărturia noastră cu toate că spunem noi că e mai aproape de original, Domnul nu o prea însoțește. Cheamă Dumnezeu toate familiile de la Paris și nu numai, să punem mâna pe Scripturi și cum e scris așa să o trăim și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cea mai scurtă predică pe care am auzit-o vreodată a fost așa. N-am să uit, cred că cât trăiesc. S-a ridicat un frate în vârstă, a citit 5 versete din Sfânta Scriptură și predica lui a sunat așa. Fraților, așa scrie, eu așa fac, așa cred, Domnul să vă ajute și pe voi. După el o trebuie să predic eu, dar n-am mai putut predica. Mi-am dat seama, frați și surori, de ce și cel fără minte nu se pierde pe calea Domnului. Că dacă știe să citească și cum îi scris trăiește, Dumnezeu din ceruri îl binecuvintează, slăvit să fie numele. Să ne temem de Domnul și să dăm dovadă de teama de Domnul că rămânem la cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm cuvântul Domnului să ne vorbească în întregul său context și Domnul să ne binecuvânteze. Ultima dată, dar nu în ultimul rând, teama noastră de Domnul la care ne cheamă Domnul trebuie să se vadă și în faptul că păzim toate rânduielile lui Dumnezeu. Trăim o vreme când, știți, predica asta mea, cuvântul ăsta meu de acum, a plecat de la punctul ăsta. Familiile noastre au devenit un fel de protecție pentru sămânța străină, pentru sămânța vrăjmașului. Când mai au frață din conducere treabă cu noi, trece cum trece. Dar dacă se leagă cumva de vreun copil de-a nostru, păzească Domnul. Îi casa mea, eu fac ce vreau, te rog frumos să mă lași în pace. Și stăteam la o discuție cu un frate din adunare, că lucrurile ceva s-au scăpat de sub control, într-un anumit punct în dreptul unui copil de-a lui și el a zis același lucru. Și noaptea a avut un vis, că era toată biserica noastră într-un vapor. Dar fiecare în vapor avea un loc așa intim care era pentru el. Și el a văzut discuția ce am purtat-o cu el și el foarte revoltat a spus, eu fac ce vreau, e casa mea, lăsați-mă în pace. S-a tras în locul lui. Dar în locul ăla lui era o mașină de găurit. Și el a zis, e locul meu, a făcut o gaură. Și a început să intre apă în vapor. Și-o trebuie să iasă din locul lui, că s-o umplu de apă, dar nu numai atâta, și-o da seama că întreaga biserică, toți care eram în vaporul acela eram în pericol. Dimineața ne-o suna și-o zis, să știți că îmi pun casa în rânduială. Că înțeleg că ne-o rânduiele de la mine din familie pot afecta toată biserica, frați și surori. Noi nu suntem pocăiți numai la adunare. Viața noastră de credință e o permanență trăită cu Domnul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Rânduielile din cadrul adunării nu sunt mofta păstorului și a comitetului, ci rânduielile din cadrul adunării sunt ale lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. E adevărat
că aceste rânduieli a Domnului, Domnul le așează în biserica sa prin aceea pe care i-a rânduit în conformitate cu Efeseni capitolul 4. El a dat. Dumnezeu rânduiește în adunare pe lucrători. Dar nu priviți înspre rânduielile din biserică ca fiind a lucrătorilor a comitetului, ci priviți dincolo de ei la Dumnezeu care e stăpânul bisericii, slăvit să fie numele Lui. La noi la adunare e o rânduială pe care nu-i vedem la fel pe stradă, nu-i punem la slujire. Nu-i punem. Dacă nu-s la fel cum îs la biserică, s-a întâmplat așa într-un caz că au venit de la o altă adunare niște tineri la noi la adunare. Miercuri avem studiu cu tinerii și m-am bucurat, o slujit frumos miercurea. Dar vinerea m-am întâlnit cu ei în oraș și m-am speriat. M-am dus acasă, am zis, soție dragă, eu nu știu cum o putut de miercuri până vineri să se schimbe așa, că eu m-am speriat de ei. Și ea mi-a explicat mai multe lucruri. O mai venit odată și mi-a trimis bilet, tinerii din cutare, adunare, pot să cânt eu cântare. M-am ridicat și am citit biletul și am spus, fraților, puteți cânta, dar nu la noi. Cu pocăința nu-i de joacă, frați și surori. Trăim vremuri grele și punem pe oameni, să știți că n-am venit aici să apăr, nu știu de ce trebuie să spui lucrurile astea. Înaintea lui Dumnezeu vă spui, două conversații telefonice am avut cu unul dintre lucrătorii dumneavoastră și astăzi n-am văzut prima dată. N-am venit să apăr pe nimeni, dar punem prin familiile noastre și prin nevegherile noastre niște poveri pe umerii lucrătorilor și determinăm să-și facă lucrarea cu lacrimi și Dumnezeu ne va trage la socoteală. Că înainte să vedem noi copiii dumneavoastră cum nu trebuie îmbrăcați, cum nu trebuie că se poartă, cum nu trebuie că vorbesc, cum nu trebuie că să fac ce nu trebuie. Îi vedeți dumneavoastră acasă, îi vede și oglinda, dar oglinda nu le poate spune nimic. În schimb, soții, capii de familie au responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Să nu uite că biserica lui Dumnezeu și poporul Domnului e un popor cu reguli aparte, e un popor cu legi aparte, dar e un popor cu nădejde aparte, a vieții veșnice, slăvit să fie Domnul! Și de dragul acestei nădejde să merită să ne temem de Domn. Ne scrie Domnul nouă părinților, dacă vrem copii în casa lui Dumnezeu, să ne temem de Domnul, dar teama de Domnul să fie autentică, văzându-se prin neprihănire, prin respectarea cuvântului lui Dumnezeu și a rânduielor și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Știți, mai ne scrie Domnul nouă părinților un lucru care satanul știut să ne-l ia din familie. Eu spus omului Dumnezeu, femeia acestea, femeie, uite, ia copiii și închide ușa după tine și după copiii tăi. Copiii noștri trebuie să fie prezenți ori de câte ori să desfășoară lucrare în prezența lui Dumnezeu. Și știți de ce, frați și surori? Eu eram copil. M-am dus cu bunica la adunare. Dar și astăzi știu. Acum cu ochii deschiși văd adunarea aia veche din câmpia Turzii, cum într-un colț era un frate care striga amin și aleluia și când începea să strige el la rugăciune, erau altfel rugăciunile în biserică. Mi-aduc aminte de câte o soră că ieșea cu un caiet acolo ca mai mult rupt decât întreg și cânta câte o cântare și toată biserica plângea. Știți de ce e necesar copiii noștri să fie prezenți ori de câte ori să desfășoară o lucrare în prezența lui Dumnezeu? Când a ajuns poporul Israel în țara Canaanului, a intrat acele iscoade la acea femeie stricată. Eu spus femeia aceea, noi toți tremurăm, ni frică înaintea voastră. Și de ce? Că erau ei foarte bine organizați ca armată? Nu. Că erau ei mai tari decât uriași acolo, că ne spune cuvântul Dumnezeu că primele iscoade au văzut uriașă și au zis că ei scală custele pe lângă. Ne temem de voi pentru că am auzit ce a făcut Domnul timp de 40 de ani în pustie pentru voi. Copiii noștri nu se mai tem de Domnul că nu știu ce a făcut Domnul pentru noi. Am un prieten bun care are cât mai mulți copii și 7. Și duminică dimineața nu-i aducea la adunare. Mă, de ce n-aduci copiii la biserică? Mă, dar dorm că s-o obosiți. Și într-o duminică nu m-am dus nici eu la adunare. M-am strecurat frumos în grădină la ei, m-am ascuns acolo undeva. O pleca mama cu tata la adunare, copiii dormeau. Când au ieșit ei pe poartă și s-au depărtat cam 100 de metri, de la etaj până jos numai s-au auzit ușile, tot s-au coborât acolo în living, o făcut, de m-am speriat. Am stat, m-am uitat un pic la ei, am plecat până undeva, la spital, la cineva că era în spital să vizitez acolo dacă tân m-am zadare, pe când se gata adunarea, aveau înapoi, iară frumos, am intrat în curte, m-am uitat pe geam, să nu mă vadă ei, o strâns de acolo din living tot, o spăla pe jos, s-o îmbrăcat înapoi în pijamale și înapoi în pat. Și când a intrat ei în casă, au venit și copiii de sus, au fost trezită, numai un pic o trecut și am bătut și eu la ușă.
Pacea Domnului, pace. Am venit să vă fac o vizită, ne bucurăm, hai cu noi la masă. Din dragostea ce eu purtam am făcut lucrul ăsta. Și a spus, uite, de ce n-ai dus copiii la noi? Mă, dormi, nu vezi acum s-o treză, te-am zis, crezi tu? Hai să-ți arăt eu o filmare, că i-am filmat, să vezi ce-a făcut. Și fraților, râdem, dar e de plâns. De luni până vineri, eu nu știu aici cum încep copiii școala, dar în România încep la 8. De luni până vineri, îi trezăm la 7, poate dumneavoastră și mai repede, că trebuie să-i duceți vreo oră și ceva cu mașina. Dar duminică dimineața, acum la dumneavoastră nu-i problemă, că n-aveți program, dar la noi este. Copiii nu sunt adunare. Joi, seara, la program, nu vin că au de făcut lecții pe acasă. Și știți cât fac lecții? Până ieșesc dumneavoastră pe ușă. Copiii trebuie să fie prezenți, să audă ce vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Să audă Dumnezeu ce lucrează și ceea ce Dumnezeu vorbește împlinește slavă Lui. Copiii trebuie să știe că în cadrul familiei este un moment în care soțul, soția, mama și tata împreună că ei își pleacă genunchii. Și Dumnezeu din ceruri ascultă rugăciunile, slăvit să fie numele Lui. Noi împreună cu copiii noștri trebuie să fim în prezența lui Dumnezeu și Domnul se angajează să ne dea biruință. Încă două lucruri scurte și am să închei. Frați și surori, mai este un aspect care nu-i de neglijat. Să știți că Domnul înmulțește în familie noastre un de lemnul și nu oțetul. M-am tot gândit o vreme îndelungată, mult. Dacă ar fi spus femeia asta, eu am acasă o sticlă cu oțet în bucătărie sau în cămară. Ce-ar fi făcut Domnul, prorocul de la Domnul, ce-ar fi spus? Și acum vreau să fiu mai explicit ca să înțelegeți că înmulțește Domnul în familie un de lemnul și un oțetul. Se întâmplă că constatăm în viața copiilor noștri stări care nu putem noi să-i sfătuim, că nu au ei puterea să se deschidă față de noi, nu avem noi atâta de mare acces încât să intrăm la inima lor și ne rugăm, postim ca Dumnezeu în îndurarea Lui să pregătească un moment când să-i sfătească. Domnul în îndurarea Lui pregătește o săgeată pe care scrie izbăvire pentru inima copilului meu. Și o încredințează în mâna, să zic eu, a unui lucrător din adunare. El vine, Dumnezeu o pune în arc și o trage. Dar eu am zidit în fața copilului un zid și săgeata se oprește în zid. Că sunt case în care intri și când ieși afară, mă, miros a oțet. Ăla nu-i bun, ălalalt nu-i bun, ălalalt nu-i bun. Apoi ăsta tăta predică, apoi ăsta l-alt tăta așa. Și vine copilul la adunare și eu i-am creionat pe frațul lucrător, pe frațul care predică cuvântul Dumnezeu într-o lumină atât de proastă, încât săgeata pe care Dumnezeu o pregătește pentru izbăvirea lui nu mai ajunge la inima lui, ci se lovește de zidul de vorbire, de rău și de oțetul care eu l-am dat copilului meu, frat și surori. Să încetăm în familie cu vorbirea de rău și să zidim altare spre slava Domnului. Am un prieten pe care Domnul l-a binecuvântat cu 24 de copii. Și toți sunt pocăiți. Și așa i-o binecuvântat Domnul, că zic, unii mă, dar faceți atâția copii că n-aveți ce să le dați de mâncare. Stai că nu-i grija voastră. Mi-au făcut ei un calcul la 21 de ani când m-am căsătorit, niște de ăștia așa mai moderniști, și au zis, tu o să ai 30 de copii. I-am zis, stați voi liniștiți, că nu sunteți voi cu astea. Știți, era o soră de 27 de ani care aștepta al 8-lea copil. Și mergând ea pe drum la adunare, s-o gândi, Doamne, eu ce mă fac? Că dacă tot așa vin copiii la 28, la 27 de ani, al 8-lea copil, eu o să ajung să am peste 30 de copii. Și gândindu-se așa, mergând, rugându-se lui Dumnezeu, a intrat în adunare. Pentru că știți de ce păcătuim în privința asta? Că nu cunoaștem nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și a intrat în adunare și s-a pus pe o bancă acolo undeva în spate. Și la prima rugăciune îi vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, printr-un frate în vârstă. Femeie, tu numeri, dar nu numeri bine. Că cel care s-a zămizlit în pântecele tău e cel de pe urmă copil pe care îl vei primi. Că ce-am grăbit în dreptul familiei tale lucrurile cu nașterea de copii, că ce-am în vedere să-l pun pe soțul tău în slujbă. Are peste 40 de ani și a rămas copii, o femeie sănătoasă, care mărturisește pe Dumnezeu și bărbatul ei astăzi e lucrător în adunare și îl folosește Dumnezeu într-un mod deosebit. Slăviți să fie numele Domnului! Nu vă fie frică, frați și surori! Nu vă fie frică, încredeți-vă în Domnul și Dumnezeu vă va binecuvânta. Dar stai de vorbă cu ăsta, mă, 24 de copii, mă, cum ai putut, măi omule, să-i crești, îți pocăiți, râvnesc, țin la Domnul? O spus, frate Cătălin, am făcut un pic. Nu trecea o zi să nu citesc un capitol din Biblie cu voce tare. Să cântăm două cântări și să facem o rugăciune.
Ăsta era minimul. Erau zile când și mai mult, dar mai puțin de atâta niciodată. Odată pe lună, încât eu sâmbătă, făceam zi de post cu toată familia în casă. De dimineața până după masa cântam, ne rugam, citeam din Scriptură. Și puținul ăsta al meu, Dumnezeu l-a avut în vedere și o mântui copiii mei, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, să ținem și să avem acasă câte un pic de un de lemn ca să aibă Domnul ce înmulți. Să încetăm cu vorbirea de rău, să risipim din familie oțetul și să aducem în familie noastră cântarea de laudă, rugăciunea și prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Ultima dată, dar nu în ultimul rând, cu Domnul și când e bine și cu Domnul și când e rău. M-am tot gândit la femeia asta, mă, dacă mie s-ar fi mulțit un de lemnul, nu știu dacă îl mai căutam pe prorocul Domnului. Nu știu. De s-o dus la necaz, că la necaz, marța la rugăciune și joia suntem primii și cel mai tare ne rugăm. Dar când Domnul ne izbăvește, nu-i mai prezență la adunare. Cu Domnul și când e bine, cu Domnul și când e rău. Și să nu uităm că avem responsabilitatea să administrăm bine ce primim din mâna lui Dumnezeu pentru traiul familiei noastre. În primul rând, din punct de vedere spiritual și apoi din punct de vedere material. Eu meream acasă de la adunare cu bunica și bunica mă întreba ce s-o predicat, ce s-o cântat. Și dacă nu știam să-i spun ce s-o predicat și ce s-o cântat, mă punea să scriu de câte un psalm de cine știe câte ori. Odată m-am jucat cu copiii și n-am știut nimic ce s-o predicat la adunare. Și m-au pus să scriu psalmul 50 de 50 de ori în săptămâna aceea. Așa m-am pocăit de atunci că cine cânta, cine predica, ce texte s-o citi din Sfânta Scriptură le-am știut. Frați și surori, trebuie să facem o analiză a lucrurilor care Dumnezeu ni le vorbește din cuvânt, a lucrurilor care Dumnezeu ni le vorbește prin Duhul Sfânt. Să ne ducem acasă, să luăm în discuție cu copiii noștri, mă, ce ne-o vorbi Domnul, ce-i pentru noi, pentru casa noastră. Și să administrăm din punct de vedere spiritual lucrurile și să nu neglijăm ceea ce Domnul ne vorbește. Și Domnul să ne binecuvinteze lucrul acesta. Biruința e asigurată. Dacă familiile și dumneavoastră și noi ca și părinți ne asumăm responsabilitatea să fim de împreună lucrători cu Domnul și cu biserica, Domnul să vă binecuvinteze, să înțelegeți că trebuie să strigați la Dumnezeu înainte de a disciplina copiii și să câștigați pe genunchi biruințele de care aveți nevoie. Că e necesar să trăim neprihănirea, dar să ne temem de Domnul, dar în adevăratul sens a cuvântului, trăim neprihănirea respectând cuvântul și ne uitând de rânduielile lui Dumnezeu. Că e necesar să încetăm cu vorbirea de rău, că e necesar să zidim altare în familiile noastre și copiii să fie prezenți în mijlocul bisericii lui Dumnezeu, în mijlocul momentelor de părtășie din cadrul familiilor. Că e necesar să fim cu Domnul în orice împrejurare. Chiar dacă Dumnezeu ne trece prin încercări, chiar dacă Dumnezeu ne drândește vremuri de înviorare și de belșug, să fim aceiași oameni și în felul acesta Domnul se angajează să cerceteze viața copiilor noștri, să ridice din ei oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu, să ridice din ei oameni de care Dumnezeu să se folosească și mai mult decât atât, să-i avem ca o binecuvântare pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Amin.